Până va fi investit guvernul Dăncilă, ne pregătim pentru un nou val de scumpiri. Stăm de vorbă chiar acum cu domnul Dragoș, frumosul președinte al Federației Rom Alimenta. Bună ziua! Sindicatul din industria alimentară, mă iertați! Să râd mâna, Sind Alimenta, corect. Sind Alimenta. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Ce se mai scumpește, domnule frumosul? Ei, nu știu dacă viața noastră devine mai scumpă, că în rest, vis-a-vis de ce se întâmplă în ultima perioadă, se pare că influența creșterii unor prețuri va bântui asupra noastră a tuturor românilor. Dacă acum câteva luni de zile discutam și spuneam că acea creștere de acciză la combustibil nu poate influența mult creșterea prețului produselor alimentare, acum asistăm la cu totul și cu totul altceva. Peste acea acciză, combustibilul s-a scumpit cu aproximativ 20%, deci cam de la 4,50 lei, 5,50 lei, 5,60 lei în momentul de față. Creșterea prețului la energie electrică s-a întâmplat, creșterea prețului la gaze naturale, ceea ce guvernul ne promitea ca și o analiză după 31 martie, s-a întâmplat în mijlocul verii. Și ce este cel mai dăunător, să spun așa, pentru alimente, este deprecierea cursului leu-euro. Asta pentru că importăm foarte multă materie primă și toate aceste creșteri se regăsesc pe de o parte în prețul materiei prime, pe de altă parte în costul transportului pe kilometru și nu în ultimul rând la comerțian care consumă foarte multă energie electrică și nu numai. O parte din sectoarele industriei alimentare, subsectoare, lucrează cu energie electrică multă, spre exemplu pâinea se produce în cuptoare în procent de 90% electrice, care consumă multă energie electrică. Importăm 70% din carnea de porc, deci ceea ce spuneam cu deprecierea cursului euro va avea o mare influență asupra prețului cărnii și preparatelor din carne. Importăm carne de vită, importăm 20% din laptele necesar procesării pentru produsele lactate. A fost acea criza a untului, eu spun arbitrar, tot așteptăm un răspuns de la Consiliul Concurenței de vreo 3 luni, dar văd că nu-l mai dau. Să vedem ce s-a întâmplat. Prețul a crescut cu peste 20% și eu cred că la nivel european este o criză crescută arbitrar. A fost sau încă mai este, domnule frumosul, criza încă asta este, a untului? Încă este. Deci prețul este în continuare același. Este normal ca și firmele românești să se alinieze acestui preț la raft, pentru că nimeni nu scade prețul, ci îl crește în momentul în care se întâmplă lucrurile astea. Rămâneți cu noi, vă rog. Rămâneți cu noi să și vedem câteva exemple venite exact de la producătorii la care vă referați. Mâncăm unt, brânză și lapte din România mai scumpe decât produsele aduse de peste mări și țări, iar specialiștii din industria laptelui avertizează că prețurile crescute la energie electrică, gaze sau combustibil vor aduce scumpiri și mai puternice în lunile următoare. Producătorii dau vina pe oficialii din agricultură, care nu au o strategie și nu-i ajută pe fermieri să lupte cu marii producători din alte țări. În fiecare an, românii trimit în străinătate peste 30 de milioane de euro din consumul pentru unt. Aproape jumătate din untul din magazine este adus din alte țări. În România nu mai sunt fabrici, așa că produsele din Germania sau Olanda sunt mai ieftine față de ceea ce se produce local în România. Noi nu mai avem capacități de producție unt decât 4 fabrici. Untul românesc a ajuns să coste peste 10 lei, la fel ca untul premium din Franța. Mai ieftin este untul adus din Germania, cu tot cu transport și logistică. Costă puțin peste 9 lei. Unt din România, 82% grăsime, unt din Olanda, tot 82% grăsime. Deci adus la mii de kilometri. Și totuși este mai ieftin, dacă ne uităm la raft, decât cel făcut în România. Ne-am obișnuit cu o anumită gamă de produse și cam după gust. Statistica arată că în medie, în decembrie anul trecut, untul era mai scump cu peste 22% față de aceeași perioadă anului 2016. Ați remarcat la raft scumpire ultima? Da, am remarcat de anul trecut. De anul trecut am remarcat, eu zic că la toate produsele. La tot și în primul rând produsele de bază. Criza untului din 2016-2017, criza ouălor, să ne amintim, au demonstrat că noi nu suntem în stare să asigurăm necesarul de consum pentru populația României. La poarta fermei din România, procesatorii cumpără litrul de lapte cu cel mult un leu. La raft, însă, cutia cu lapte românesc ajunge să coste cât cea adusă din Germania. Țările avansate
sunt în asociații foarte bine puse la punct. Sute de fabrici s-au închis, iar investițiile sunt inexistente. În zona de lângă capitală a mai rămas în picioare o singură fermă de vaci din 40 cât erau acum 10 ani. Da, și dacă ar fi numai produse lactate, domnule Frumosu, ce alte produse mai sunt pe listă? Deci, eu mă simt obligat să fac o precizare vă rog. Și să-l contrazic pe colegul meu de la Patronatul Laptelui și să spun următorul lucru. Sunt într-adevăr 4 producători de produse lactate în România, dar unul este francez și deține 3 fabrici. Ori în aceste condiții discutăm despre o criză a untului și un preț al untului pe care îl joacă supermarketurile pe raft și nu producătorii români. Pentru că la acea fabrică sau acele fabrici pe care producătorul francez le deține, în urmă cu un an sau 2 ani, producția de unt a fost scăzută, ca și politica companiei. Și atunci de asta se întâmplă ce se întâmplă pe piața României. Trebuie să avem curajul să recunoaștem, să spunem lucrurile astea. Apreciez și am sindicate în companii multinaționale. Țin la companiile multinaționale pentru sistemul pe care l-au constituit, locuri de muncă foarte bine plătite în comparație cu celelalte locuri de muncă și mă refer la România, desigur. Condiții de muncă deosebite. Dar politica vis-a-vis de prețuri este dezastroasă pentru români și trebuie să spunem lucrul ăsta. Păi poate oficialii ar trebui să intervină în această situație prin Consiliul Concurenței. La Consiliul Concurenței un răspuns de vreo 3-4 luni de zile și nu mai vine. Deci Consiliul Concurenței trebuie să lucreze pentru România. Spun lucrul ăsta de foarte multă vreme, dar se pare că nu lucrează pentru noi. În afară de produse lactate, la carne, ce scumpiri vă așteptați să fie? Deci, în mod normal, este foarte greu să dai o prognoză reală și adevărată a creșterii prețului în momentul de față pe produse. Eu am spus o medie de 6-8 până la maxim 10% vor crește, se vor ridica prețurile la produsele alimentare. La carne, la 6-8%, ținând cont, repet, și bineînțeles mă refer la carnea de porc și carnea de vită și preparatele din aceste două sortimente, mai puțin la pasăre, pentru că importăm 70% din carnea de porc necesară consumului și procesării. Deci aici sunt problemele noastre și nu neapărat Ministerul Agriculturii este vinovat pentru așa ceva. Statul român și toți care s-au plimbat pe la Ministerul Agriculturii și au condus guvernele României din 90 până astăzi, au participat cu bucățica lor fiecare. Au distrus ce aveam într-o formă de asociere care putea fi schimbată ca denumire, adusă într-o formă performantă, privatizată și mers mai departe. Noi am distrus tot și acum ne chinuim să refacem. Păi înseamnă că ne mai trebuie încă 20 de ani de acum încolo. Mulțumesc foarte mult, domnule Dragoș Frumosu, pentru intervenția în direct la Antena 3. Un avertisment important de care ar fi bine să ținem cont.